Are 42 de ani și iubește fotbalul, iar inima sa este alb-albastră. Este vorba despre antrenorul minune al Corvinului, Florin Maxim, care a reușit să readucă echipa în Liga a doua. La 3 zile de la îndeplinirea acestui obiectiv, Maxim a semnat prelungirea contractului existent pentru încă 2 sezoane și a fixat deja un prim obiectiv în cel de-al doilea eșalon. Tehnicianul are ca obiectiv clasarea în primele 7 formații în sezonul ce va debuta la începutul lunii august. Pentru antrenorul principal al Corvinului, Florin Maxim, va fi prima experiență ca antrenor în Liga Secundă, eșalon în care a mai promovat cu Viitorul Schellenberg în anul 2021, cu care însă nu a mai continuat, semnând în schimb cu gruparea alb-albastră din Hunedoara. Vreau să-i mulțumesc domnului primar și celor din conducere pentru încrederea acordată, atât acum, dar mai ales și după ce anul trecut nu am reușit promovarea. Pentru mine, experiența de la Corvinul este una specială, având în vedere că, după cum se știe, am debutat ca jucător la seniori pe arena Mihail Klein. Tocmai de aceea îmi doresc să performăm la Hunedoara și să ținem steagul sus în continuare și în Liga a doua. Îi asigur pe fanii noștri că, la fel ca până acum, atât noi cei din staff cât și jucătorii știu ce înseamnă Corvinul și vom da totul pentru această echipă și pentru întreaga comunitate, a spus antrenorul Florin Maxim. În cele 2 sezoane petrecute până acum pe banca echipei Corvinul, Florin Maxim a pierdut doar o singură partidă în 62 de meciuri jucate în campionat.